După ani de zile în care posturile de director de școli au fost ocupate de cadre didactice cu delegație și recomandare de la partidul aflat la putere, ministrul tehnocrat al educației s-a decis să organizeze, e drept cam în pripă, concurs de ocupare a fotoliilor de manageri ai 142 de unități școlare din județul Neamț. Tot prin concurs se vor ocupa și posturile de director adjunți. Ministerul a elaborat și o metodologie de organizare a acestui concurs. Inspectoratul Școlar Județean Neamț a anunțat în data de 12 septembrie 2016 organizarea concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și de director adjunct din unitățile de învățământ de stat din județul Neamț. Au fost puse la dispoziția publicului cele 142 de școli în care se va organiza acest concurs. Concursul se organizează în baza metodologiei privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin ordin de ministru cu numărul 5080 în data de 31 august 2016. La concursul pentru ocuparea funcției vacante de director sau de director adjunct din unitățile de învățământ de stat pot candida persoanele care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții. Au absolvit cu diplomă de licență studii universitare, respectiv în cazul concursului de ocupare a funcției de director în grădinițe sau de director adjunct din unități de învățământ, studii universitare pedagogice de institutori, ori au absolvit cu diploma de licență absolvire studii universitare. Candidații trebuie să aibă studii universitare în cazul școlilor generale și liceelor și studii post-liceale în cazul grădinițelor. Național de experți în management educațional, conform prevederilor articolului 246 alinia 3 și articolul 257 alinia 1 din Legea Educației Naționale din 2011, cu modificările și completările ulterioare. Sunt titulare în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată, au cel puțin gradul didactic 2 sau titlul științific de doctor în domeniul în care își desfășoară activitatea. Dovedesc calități profesionale, manageriale și morale, reflectate prin calificativele foarte bine. Primite în ultimii ani școlari, lucrați efectiv la catedră, în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ, inspectorate școlare, case ale corpului didactic și alte instituții. Candidații trebuie să nu fi fost sancționați disciplinar în ultimii ani, să nu aibă cazier judiciar, să fie apți din punct de vedere medical, să nu fi fost colaboratori cu fosta securitate. Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 4 ani școlari anteriori, anului desfășurării concursului, lucrați efectiv la catedră, sau au fost în funcții didactice sau în funcții de conducere. Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învățământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală, sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor articolului 234 aliniat 1 din legea 1, cu modificările și completările ulterioare. Nu au avut statutul de lucrător al securității sau colaborator al securității. Dosarele candidaților vor fi depuse în format electronic pe o adresă de e-mail care este publică pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Neamț. Dosarele candidaților se vor depune electronic în perioada 13 septembrie-2 octombrie 2016, conform unei proceduri de înscriere electronică pe care Inspectoratul Școlar a pus-o la dispoziție pe site-ul instituției, pe pagina www.isjneamț.ro. În colțul din dreapta există o posibilitate accesării unui link care conduce candidatul sau posibilul candidat spre informațiile de care are nevoie cu modelul pentru fiecare solicitare sau declarație în parte. Dosarele de înscriere vor fi constituite cu respectarea strictă a prevederilor articolului 9, aliniat 1, din metodologia aprobată prin ordin de ministru menționată adineauri 5080 din 31 august 2016. Există și un calendar al acestei perioade de concurs. După cum spuneam, în 12 septembrie a apărut anunțul organizării. În perioada 13 septembrie-2 octombrie, înscrierea candidaților pe platforma online Mon Edu.
Conform graficului de desfășurare a concursului, în data de 7 octombrie, candidații vor ști dacă le-au fost acceptate dosarele, urmând ca după această dată să participe la proba scrisă și la interviu. Pe 7 octombrie 2016 vor fi afișate rezultatele verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere. Toate dosarele care au fost postate în format electronic vor fi verificate și persoanele care nu au reușit să-și încarce corect documentele vor fi respinse de la bun început. În 12 octombrie 2016 are loc proba scrisă, proba scrisă care are durata de 2 ore și candidații vor rezolva o grilă de întrebări, vor pleca din sală cu răspunsul la această grilă. Pe 13 și 14 octombrie va fi elaborat graficul desfășurării probelor de evaluare a curriculumului și a probelor de interviu, bineînțeles pentru colegii care au trecut de proba testului scris. Cei care nu au trecut de proba testului scris nu pot participa la următoarele 2 probe. Aceste concursuri se vor desfășura în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Educației. Graficul de desfășurare a acestor probe a fost stabilit de Inspectoratul Școlar al județului în fiecare localitate, în prezența unei comisii de examen formată din inspectori școlari, reprezentanței casei corpului didactic și ai comunității locale în care se găsesc unitățile școlare. Vom reveni și cu alte amănunte legate de condițiile de organizare a concursului de ocupare a posturilor de director pe școli.